Domnilor și domnilor, bună ziua, după amiază, însorită ta mamă bună de vorbit geopolitic. Ma, nu știu dacă exact tema asta cu tensiunile viitoare și cu amenințările care ar putea să urmeze este ceea ce vă doriți, dar bănuiesc că vă interesează să știți de ce secretarul general al NATO, domnul Stoltenberg, a spus că speră din tot sufletul să vadă că problemele majore de securitate sanitară să nu se transforme în probleme majore de securitate în general. Sigur, domnia sa a vorbit de mai multe probleme de securitate, le știți foarte bine, a enumerat exact aceeași listă ca de obicei. Și atunci, întrebarea mea către domnul Dan Dungaciu, șeful Institutului de Studii Internaționale al Academiei Române, este de ce a ținut să facă această remarcă și nu a vorbit nimic despre o amenințare suplimentară, despre o perspectivă suplimentară, despre o teamă suplimentară. A fost numai din dorința de a reaminti că și NATO, cu spitalele sale de campanie și cu niște transporturi pe lungă distanță, a încercat să ajute statele membre? Sau are o altă gândire în spate și să vedem despre ce ar fi vorba. E ceea ce a spus, dar probabil și faptul că s-a conștientizat și la NATO că lumea nu s-a schimbat în substanța ei, în termeni de securitate, dar că foste, hai să zic, probleme de securitate care stăteau în latență au ieșit pe piață sau au apărut în spațiu public, ca să zic așa, cu o intensitate care nu mai poate să le facă nevăzute sau nu le mai poate menține în zona aceea de, hai să zic așa, șușoteală și speculații. Și e vorba, în primul rând, aș spune eu, dincolo de lucrurile pe care le-ați spus, despre China. China a fost menționată în discursul secretarului general Stoltenberg, a vorbit despre China, explicit. China a fost menționată la ultimul summit NATO în declarația finală, care a fost cea mai scurtă declarație a unui summit NATO, a avut 9 puncte, dar a fost menționată China într-o formă foarte ambiguă, dacă își aduc aminte cei care ne privesc sau ne ascultă. Era și așa și altminteri. Adică China era și o oportunitate, dar și o posibilă complicație. Nu a fost explicit ceva despre China, dar s-a spus că ce se întâmplă acum în jurul Chinei poate să fie și o oportunitate, dar poate să fie și un spațiu generator de probleme. De data aceasta, secretarul general NATO a menționat China, deși nu s-a întâmplat pe fond nimic în termeni de securitate sau, cum s-ar zice, securitate hard, de tip militar. Deci a fost evident. Sau amenințare cu amenințarea directă. Exact. Dar s-a vădit foarte clar în această pandemie că ea a acționat într-un fel ca o hârtie de turnesol. De fapt, a developat un conflict care era acolo și era adânc. Pandemia n-a schimbat atâtea probleme. Să nu uităm, China era în vizor. Despre China s-a vorbit mult, în Statele Unite în special, iar Donald Trump a făcut din China, pentru prima dată, nu, probabil, prioritatea, ținta, dacă vreți, numărul unu a eforturilor americane, iar problematica de securitate se centrează în jurul Chinei. Însă n-a fost atât de explicit la nivel mondial acest discurs. Pe data aceasta, însă, China a apărut în prim plan. Deci hârtia de turnesol a revelat această animozitate. Iar NATO a reacționat la ea, secretarul general a menționat China. Asta e, de fapt, din punctul meu de vedere, știrea. Sigur, n-a mers atât de departe precum președintele american încât să vorbească despre un virus chinezesc sau despre, mă rog, implicații evidente sau limpezi pentru americani în ceea ce privește China. N-a intrat în originea virusului, de pildă, dar a menționat China și asta a fost important. Unor mesaje pe care occidentalii le-au dat, apropo de China, din ce în ce mai insistent, nu doar președintele american, chiar dacă, sigur,
tonalitatea lui Donald Trump este mereu dincolo de tonalitatea medie pe care europenii și o asumă la un moment dat. Deci NATO s-a raliat acestor tipuri de mesaje și era într-un fel firesc, fără să meargă prea departe, fără să vorbească de amenințări militare, dar evident că el a simțit că ce urmează după pandemie sau după criza medicală nu va fi o estompare a sau nu va fi o întoarcere la punctul zero, la punctul dinainte de pandemie, pentru că nu mai putem face asta. S-au spus lucruri grele, s-au aruncat mesaje destul de contundente și dinspre Washington și dinspre Beijing. Indiferent cum se va termina această criză medicală, este evident că în timpul viitoarei crize, care e o criză economică, sau în viitoarele crize care vor urma, sigur că relația China-Statele Unite și bătălia între Est și Vest, între cum s-a tot vorbit despre Occident și Asia, va fi pe agendă. Chiar dacă, probabil, că această viziune despre Europa, Occidentul versus Asia, adică Uniunea Europeană și America versus China și Rusia, este puțin naivă și stârnește uneori zâmbete. Dar nu, e vorba că această dihotomie se creează și va rămâne cu noi, că ne place, că nu ne place. Indiferent, aș spune, cine câștigă prezidențială la Casa Albă. Acesta este un scenariu. Hai să mergem pe el. Să mergem pe el pentru că ați spus că secretarul general al NATO a simțit nevoia să aibă o concluzie, să scoată hârtia de turnesol din apa în care era pusă și să vorbească despre culoarea, nu? Care rezultase ca reacție. A numit China. Da. Întrebarea a doua este, după ce a numit, chiar dacă nu a zis nimic altceva, aceasta este o consecință, maximum de consecință, poate, pe care o putea enunța în acest moment, la ceea ce a spus foarte îngrijorător președintele Trump, și anume, dar îngrijorător și vag totodată. Vor exista consecințe, a spus. Vă mai amintiți de acea frază care nu a mers mai departe, dar a lăsat loc liber, ca de obicei, pentru toate interpretările imaginabile. Ce înseamnă toate consecințele? NATO a început să vorbească despre China din această cauză sau există alte cauze care preocupă statele membre? Sentimentul meu este că se cam sparie gândul. Când vorbești despre și te duci spre o problematică de securitate, lucrurile sunt extrem de complicate. Dar și nu am... Din Teletram, vă mai aduceți aminte, vor exista consecințe. Dar una e să spun asta președintele Trump și alta e să-și asume statele membre NATO și europenii acest tip de sau acest diagnostic. Pentru că este clar că nu mai poți face abstracție de China. A fost o tăcere din asta, cum să spun, vinovată. Când ai un colos de 1,4 miliarde de oameni cu 5.000 de ani de istorie în spate, care vine pe scena lumii, ca să zic așa, și are revendicări, asta nu te poți face că nu vezi. Asta este cea mai mare problematică, cea mai mare provocare de securitate a Occidentului de când este Occidentul. Nu suntem într-un scenariu în care o nouă mare putere vine pe scenă și are revendicări. Cum eram în secolul XIX, când, de pildă, americanii i-au scos din joc pe britanici. Și Theodore Roosevelt, președintele american, foarte geopolitic, și-a construit o flotă și încet, încet, fără un război concret imediat, i-a împins din, hai să zic așa, de pe scenă pe Imperiul Britanic. De ce nu suntem în scenariul acesta? Pentru că China este cea mai mare nouă putere. Deci imensitatea Chinei este o problemă care, chiar dacă în sine pare că repetă un scenariu pe care l-am mai trăit și l-am văzut, în esență nu e vorba numai de asta. Este vorba de o putere de asta colosală despre care nu știm foarte multe și pe care n-am mai văzut-o niciodată în act. Sau n-am mai văzut-o niciodată acționând așa. Ieșind din lume și revendicându-și un loc sub soare, mai într-o zonă mai departe decât sfera ei de influență imediată. Deci asta este o noutate și este o provocare uriașă. Sigur că Trump a avut niște contondențe, pentru că
Inclusiv în... El a fost primul, până la urmă, care a explicit, a vorbit despre... În ciuda faptului că în 2011, vă amintiți celebra declarația doamnei Hillary Clinton, pivotul american către Asia. Adică nu ne mai interesează Atlantic, ne mutăm spre Pacific. Dar e foarte interesant că președintele Obama, în memoriile sale, a spus că noi am făcut pivotul în 2011, dar de fapt la ședințele noastre de securitate discutam tot de orice de Afganistan. Deci, practic, concret, nu s-a făcut în forma în care s-au așteptat mulți. Pivotarea înseamnă bani, bugete, armate, strategii, iar ele n-au fost la înălțimea, ca să zic așa, declarației. Trump a făcut pivotul și declarativ și încearcă să-l facă și din mai multe puncte de vedere. În viitoarea confruntare prezidențială, evident că Trump va fi președinte, ca președinte de război, inamicul intern fiind coronavirusul sau COVID-19, iar cel extern fiind China, și pe care probabil că le va lega atunci când va fi cazul. Deci China va fi o temă de campanie. Este evident că Trump va pedala pe ea, spunându-i lui Biden sau transmițând mesajul că Biden nu este un wartime president, adică unul bun ca să ducă America într-un război, pe de o parte cu un virus, pe de altă parte cu enormul virus care se numește așa, China, din perspectiva contundentă. Deci Trump vorbește despre asta, dar nu mi-e foarte limpede dacă toată Europa va gândi la fel. Nu mi-e clar. Mă iertați? În momentul, în 69-70, când americanii s-au apropiat de China într-un moment în care, iertați-mă, situația politică nu era una de destindere în China. Era finalul faimoasei revoluții culturale care ucisese vreo 2 milioane de oameni. Înainte de asta a fost o mare dilemă în decizia americană, pentru că doi faimoși defectori KGB, unul le-a spus că de fapt China e în controlul Rusiei, al doilea le-a spus că China e foarte periculoasă și vrea să păcălească Rusia, de asta se duce la american, ca să facă China un joc foarte subtil împotriva URSS-ului. Deci în aceste condiții foarte complicate, fără să fie simplă decizie, americanii au îmbrățișat China pentru a lupta împotriva unui dușman mai mare, unui rău mai mare, care era URSS-ul. Occidentul n-a spus nu, pentru că nu exista posibilitatea la vremea respectivă ca, mă rog, comunitatea economică să aibă o voce în politica externă. Deci a fost un gest occidental, dacă vreți. A venit această apropiere, America s-a apropiat de China, a început, s-a continuat ceea ce știm cu toții că a continuat. Chiar și în 90, piața Tiananmen, tot ceea ce au făcut regimul chinez atunci, n-a împietat cu nimic asupra relației Washington-Beijing. Deci s-a mers pe această linie multă vreme. Ei, astăzi nu știu dacă există o voce unanim asumată a Occidentului, a Vestului, vis-a-vis de China sau cum trebuie abordată China. Noi nu avem deocamdată un consens apropo de ce să facem cu China. Sigur că vocile au fost și din Germania și din Franța și din alte state legate de o China care devine intrusivă și diplomația măștilor și tot ce știm până în momentul ăsta. Dar nu mi-e clar dacă în momentul în care abordez China în termen de securitate, începe o confruntare cu China, toată lumea va gândi la fel. Mie nu e clar nici dacă în relație cu Federația Rusă se gândește la fel sau se va gândi mai departe la fel, dar rămite în relație cu China. Asta este întrebarea fundamentală, pentru că, repet, China este provocarea de securitate majoră pentru Occident, inclusiv pentru NATO. Și este un inamic imens. Este ceva cu care, mă rog, nu știu dacă Occidentul s-a confruntat. Care va fi strategia? Pentru că, vedeți, o să dau un exemplu pentru cei care ne ascultă. Americanii au mers pe, în anii 50, a fost o politică de acomodare cu URSS-ul. S-au întâlnit la Ialta, în 45, și au împărțit lumea. Uite, tu ai partea asta, eu am partea asta. Au fost niște zone libere de propagandă, de discuză, dar războiul până la urmă a fost într-un fel oprit. În 80, anii 80, cu Reagan, s-a schimbat discursul radical. URSS-ul devine imperiul răului. Un alt tip de mesaj. Reagan transmite aceste mesaje, Occidentul se raliază, Biserica Catolică intră în acest joc
și începe o presiune, un pressing asupra URSS-ului, dublat, sigur, de evenimente economice, de evoluții economice, care până la urmă sucumbă URSS-ul. Cum ar fi, de pildă, ca americanii și occidentalii să se înțeleagă de mâine să vorbească despre China în termenii lui Reagan de acum câteva zeci de ani? Adică să spună, China este un imperiu al răului, să susțină separatismul din Tibet, din Taiwan, din Hong Kong, din Xinjiang, să vorbească despre drepturile omului, despre dizidenții din China sau, dacă vreți, despre cei 11 milioane de uiguri care nu duc foarte bine în regimul Xi Jinping. Deci, dacă s-ar decide o asemenea măsură, cu un pressing din ăsta teribil pe China, așa cum s-a întâmplat în anii 80, un pressing pe URSS, chiar dacă în anii 50 nu există acest tip de pressing, atunci ar fi o strategie. Așa cum altă strategie ar fi o tip de înțelegere, dacă vreți, între Trump și Xi Jinping sau între Occident și Xi Jinping. Sigur, confruntarea militară, dar noi discutăm în termenii unei evitări unei confruntări militare. Deci astea sunt strategii pe care le ai la dispoziție teoretic și pe care poți să le aplici teoretic în raport cu China. Dar trebuie să fie o decizie politică pe care Occidentul să-și o asume. Pentru că nu pot să înceapă americanii singuri un joc din ăsta de pressing apropo de China și de acuzații, da, drepturile omului, dizidențe, etc., iar europenii să nu-și asume această partitură. Asta este, de fapt, marea provocare din punctul meu de vedere și aici nu mi-e clar, inclusiv NATO, dacă are un tip de narațiune care să privească China. Pentru că nu e vorba că mâine mergem la război. E vorba de cum abordez această chestiune care a apărut intempestiv și de neignorat în această clipă pe scena internațională. În siguranță. Numai că ați văzut în ultimele săptămâni a început să roiască așa un zvon extrem de marțial. Trebuie puși la punct. Cu orice preț, China trebuie pusă la punct. Foarte bine. Și intrăm atunci într-un război de propagandă. E la început deja, vizibil. Un război de propagandă versus celălalt război de propagandă, care la fel de vizibil a început dus de China și aliații săi. Dar întrebarea este, dincolo de acest scenariu care este în desfășurare, cât de credibilă este posibilitatea măcar să ne gândim în mod serios la un scenariu de confruntare? Ce înseamnă o confruntare? O confruntare în 2020, nu o confruntare în 1980. De ce? Am citit câteva rapoarte ale unor think-tank-uri mai discrete, care spun că problema s-a deplasat. Problema s-a deplasat și motivul este unul strict economic. Nu atât de capacități militare. Pentru că dacă ajungem la capacități militare, ajungem la marea întrebare a războiului. Deci, sigur că războiul poate să înceapă, dar în câte zile planeta rămâne goală pentru că folosirea armelor nucleare ar avea aceste. Deci, în 1980, relațiile de dependență ale lumii occidentale față de China erau minimale. Cred că nici nu se punea problema unei relații economice, unor relații economice atât de puternice încât să fie subiect de discuție. Singurele relații economice pe care le avea China în perioada respectivă erau cele cu câteva țări africane și cu câteva țări din America Centrală și de Sud. Și cu asta gata. Dar erau puține, economiile ale erau dezastruoase și nu ăsta era subiectul. Acum însă, gradul de dependență a devenit un grad de dependență strategic al Occidentului. În acest context, ce ar însemna o confruntare? La vremea când americanii de China și invită oficialii chinezi produsul intern brut al Chinei era 10% din produsul american. Deci nu se punea problema ca dimensiunea economică să fie, ca să zic așa, vreo să sugereze un tip de amenințare sau să încurce într-un fel sau altul lucrurile. Acum, problema care se pune astăzi, apropo de interconect,
competitivitatea, de lumea globală pe care China nu întâmplător o susține. Pentru că o servește perfect în momentul ăsta. Problema care se pune este, dacă vrei să intri într-o confruntare cu China, trebuie să regândești tot. Nu doar problematica de securitate hard, ci problematica de evoluție, dezvoltare economică. Și în primul rând. În primul rând, pentru că cu el se va începe. Cât de lung e lantul acela de producție? Îl pui până în China? Îl aduci acasă? Poți să-l aduci acasă? Mai devine rentabil? Sau îl duci în niște zone care nu sunt nici, hai să zic așa, statul național al tău, dar nici China. Undeva prin, teoretic, în Europa de Est, în Europa de Sud-Est, Orientul Mijlociu, din păcate, nu stă bine deloc din această perspectivă. Da, trebuie să faci niște concesii. Dacă, teoretic, și vorbesc într-un scenariu teoretic, cineva vrea să-și pună undeva mai aproape în Europa capacitățile industriale, se poate gândi, nu-i așa, la Ucraina, zona rusă, trebuie să faci acolo un tip de înțelegere de securitate, ca acest spațiu să devină securizat. Sigur, Rusia din această perspectivă se gândește, nu un viclean copil de casă, nu faptul că Rusia are multe resurse, resurse naturale, nu mă refer la gaz și la la petrol, asta ar putea o să facă, hai să zic așa, o zonă atractivă, nu? Pentru că ai nevoie de resurse pe care China le are, Europa nu le are, că Europa e un continent sărac în resurse pe fond. Și cineva s-ar putea gândi la China, la, mă rog, Ucraina sau la zona fostă URSS, unde să își relocheze capacități industriale. Dar de fiecare dată trebuie să iei o decizie strategică, pentru că spațiul trebuie să fie securizat. Nu poți să-ți muți, să scoți toată producția din China și să o duci unde? Că nu poți să o duci toată în Statele Unite și nu poți să o duci toată în Europa sau în European. Deci e o decizie, în primul rând, foarte complicată, pe care trebuie să o ia Occidentul, o să ia Occidentul integrat, sau o să ia americanii și diverse bucăți din Occident în funcție de interesele lor. Asta e prima întrebare fundamentală. Doi, dacă intri într-o confruntare cu China, trebuie să ai, fiind aici în Occident cel puțin, nu mă refer la americani, trebuie să ai un tip de relație sau să setezi un tip de relație cu Federația Rusă. Nu ai cum să scapi de această dilemă. Să ne înțelegem, dacă se ridică China și America într-un genunchi, nu în picioare, și stau unii în față, nu se mai vede mult în locul lor. În jurul lor nu se mai vede aproape nimic. Pentru că sunt amândoi doi boxeri de categorie super grea, iar Uniunea Europeană sau chiar Rusia sunt boxeri de categorie mijlocie. Nu se pune problema. Dar pentru europeni va trebui să seteze vecinătatea lor apropiată, ca să zic așa. Și vor trebui să ia niște decizii semnificative. Ideea că tu ai vestul versus est, adică America și Uniunea Europeană versus China și Rusia, este nimeni nu gândește în termenii ăștia. Adică Rusia și China aliați indestructibili în lupta împotriva Occidentului. Să fim serioși. Lucrurile n-au stat așa niciodată. China și Rusia nu gândesc așa. De bună seamă. Asta e o naivitate de... Nu cataloghezi. Dar și în anii 70, când s-a apropiat America de China, de fapt a fost un joc în trei, un menaj, ca să zic așa, la troa, în care rușile spuneau americanilor, băi, vezi că ăștia ne-au folosit pe noi când ne-au luat tehnologia în anii 50, că erau vai de mama lor și i-am ajutat noi cu tehnologie cât au avut URSS-ul, acum au venit la voi împotriva noastră. Asta a fost marea teamă strategică, ca China să nu defecteze, să meargă la americani. Iar americanilor le-au spus asta inclusiv ruși. Ei, n-a fost niciodată. Iar aduceți-vă aminte de confruntarea militară dintre China și URSS, care a avut, de fapt, ca la podul nebunesc al confruntării dintre China și America. În Coreea, în războiul Coreei, China a atacat America, a intrat în confruntare cu un stat care, vă reamintesc, era învingător în războiul 2 mondial, avea o armată teribilă și aruncase arma nucleară împotriva Japoniei. În pofida acestui fapt, China intră într-un război. China de atunci. China intră în război cu America. În pofida faptului că URSS-ul era incomparabil mai puternic militar și avea o armă nucleară și era o armată dintre cele mai puternice, cea mai puternică din lume după armata americană, China intră în război cu URSS-ul, atacă prima dată, face o ambuscadă pe teritoriul URSS-ului.
Deci, din această perspectivă, niciodată n-au mers relațiile dintre URSS și China. Niciodată n-a funcționat parteneriatul și animozitățile istorice plus teama Rusiei de Siberia de Est. Toate chestiile astea nu duc spre o înțelegere profundă și pe termen lung între Moscova și Beijing. Nici vorba de așa ceva. Deci lucrurile nu se vor juca în această paradigmă. Problema este, după părerea mea, ce proiecte își asumă Occidentul apropo de China. Proiectul economic pe care l-ați numit. Bun, ce vom face? Pentru că dacă rămâi acolo să produci acolo, sigur că vei fi într-o dependență de care n-ai cum să scapi. Cum să faci o confruntare cu cineva în relație cu care ești dependent economic? Nu poți să faci asta fără să, să fii relativ irresponsabil. Dacă vrei să izolezi China, sau cel puțin să o lași într-un fel, într-o quasi-izolare, fac o paranteză, exportul chinez acum este enorm în termen cantitativ, dar este sub 20%, nu mai este cum era. Piața chineză a ajuns semnificativă, apropo de asta, iar China nu are piață suficientă, dar e undeva pe sub 12%, are nevoie de export ca să-și mențină, hai să zic așa, motoarele la capacitatea maximă. Deci, dar dacă decizi să izolezi China, trebuie să găsești alte locuri pe care să le securizezi, să ai alte decizii de securitate și alte decizii politice. Deci nu poți să faci lucrurile acestea peste noapte. Ori asta trebuie să-ți ridice semne de întrebare, negocieri probabil și cu Rusia, un tip de negocieri în zona Orientului Mijlociu, nu-mi dau seama, dar ecuația este extrem de complicată. Până să ajungi să te confrunți cu China, trebuie să-ți pui, ca să zic așa, pilonii, să-ți așezi punctele de reper economic, militar, extrem de solid ca să începi un asemenea proiect. Hai să ne oprim asupra unei dimensiuni a securității, pentru că securitatea asta, domnilor și domnilor, are atât de multe dimensiuni încât redusă la un simplu termen, securitate globală, s-ar putea să fie în destul de vag încât să nu mai însemne de mult nimic. Sau o eventuală aluzie la sistemele de arme nucleare deținute de una sau alta din părți. Discuția asta este inutilă sau ea este utilă, dar în alt context, poate ne referim și la el, dar deocamdată vorbim de imensa dependență. Dependență de securitate importantă în termen de securitate Occidentului, care este legat acum primejdios de China, afirmă foarte multe studii în cele 2-3 zile de când mă uit pe tema. O dependență primejdioasă și ele încep, aceste studii încep de la problema iarăși a pandemiei. Se vede acum cât de tare depinde lumea occidentală, în general, Europa occidentală, în orice caz, de cele două dimensiuni ale problemei medicale. Problema sanitară, de la bandaje până la măști și halate, la dimensiunea medicamentului. China produce acum până la 80% din ceea ce ajunge în Europa. 80% dispărând mâine nu poate să fie nici refăcut și nici suplinit prin comenzi externe, mai ales acum când nimeni nu vrea să își se atingă de producția proprie sau să o dea mai departe spre export, tocmai datorită amplitudinii problemelor. Drept care, în cât timp această lume occidentală, care și-a judecat atât de prost șansele și a creat un asemenea scenariu de dependență, poate să se elibereze. Sau poate să creeze scenarii alternative, cum ar fi acela la care v-ați referit, și anume găsirea unor piețe alternative în jurul Rusiei, poate împreună cu Rusia, în orice caz în statele care ar putea oferi niște garanții de securitate oarecare demne de luat în seamă. În Statele Unite ale Americii, dependența ajunge uneori până la 90%. Unite tipuri de medicamente, 90% produse în China.
în afara Americii, în China. Deci, din punctul acesta de vedere, sigur că s-a mers pe o teorie, pe o viziune care s-a dovedit pe fond a fi greșit. Adică teoria prin care, dacă lași China să se dezvolte, o ajut să se dezvolte, o aduce aproape de tine, îi oferi un loc în instituțiile mondiale, o consideri și ea va deveni un responsible stakeholder, nu cum s-a spus despre China la nivel de secretar de stat din Statele Unite ale Americii. Deci ea se responsabilizează, ea devine ca noi pentru că e cu noi. Și din punctul ăsta de vedere e o strategie prin care îmblânzim dragonul, nu-i așa, asiatic, îl aducem la masă și se civilizează. Ei, iată că lucrurile nu s-au întâmplat sau nu se întâmplă neapărat așa. Mai apar alte narațiuni, nu? Care n-au avut acreditare politică, nu? Ideea de marșul de 100 de ani, maratonul de 100 de ani, adică China are un proiect din 49 până în 2049 să devină, să ajungă în centrul lumii și pentru asta folosește pe oricine împotriva oricui ca să-și atingă scopurile. Într-o tăcere, tăcere confuciană și într-o duplicitate tot de tipul acela, încearcă să anestezieze practic temerile. Delegații oficiale din Statele Unite mergeau la Beijing și le se spunea câte probleme are China, câte probleme au cu minoritățile, ce complicate, ce probleme structurale grele există în China. Adică pe un mesaj de genul, o ducem rău, nu vă ocupați foarte tare de noi, avem enorm de multe probleme, mesaje induse de către Beijing, tocmai pentru a nu atrage foarte mult atenția. Și interesantă observația pe care au făcut-o unii economiști, China de multe ori vorbește în termeni economici, în termeni de produs intern pe cap de locuitor, dar nu neapărat folosind indicatorul PPP, indicatorul de putere de cumpărare, care a relevat că China stă mai bine decât Statele Unite pe multe paliere, iar China nu vrea asta, fie chiar atât de vizibilă în față. Pentru că asta i-ar atrage probabil anumite reacții pe care până acum a reușit să le atenueze. Pandemia asta a venit peste China, a scos-o în față, probabil că nici mulți din China n-au vrut să se întâmple aceste lucruri, probabil că nici Xi Jinping nu a avut această idee de a ieși acum în față, dar este clar că ea a revelat ceva. A revelat o China care nu mai poate să fie ignorată. Ei, în cât timp se poate crea această, elibera Occidentul de China? Doamne, astea sunt, după părerea mea, decizia aceasta va fi politică. În ce măsură există Occidentul ca atare? Cu cât există o conștiință occidentală, o conștiință în relația cu China, cu atât mai repede o decizie de acest tip poate să fie luată. Pentru că dacă jumătate din Occident, ca să zic așa, ezită, ești ca în dilema prizonierului. Pentru că cine ia decizia să plece din China fără să-și seteze alternativa sau planul B, este evident pe intervalul respectiv perdant. Cine face primul pas? Și repet, suntem ca în dilema prizonierului în care dacă tu faci, cel mai rațional este să nu faci niciun pas, să nu pleci din China. Pentru că dacă pleci tu, pierzi și relație cu China, pierzi și relație cu competitorii din Occident care nu au plecat din China. Pentru că tu n-ai timp să-ți creezi alternativa suficient de repede. Ori lipsa unei conștiințe occidentale foarte clare, și când mă refer la conștiința occidentală, mă refer la conștiința americană și europeană. Dacă americanii și europenii nu joacă împreună în această confruntare cu China, pentru că ambii sunt legați de China, atunci asigur că lucrurile vor fi extrem de complicate. Nu de americani îmi fac eu griji, pentru că America este suficient de mare, de puternică, încât să-și revină și ca decizie, este un stat național care ia decizii și mai repede, să intre în această dispută cu China și să o poartă. Dar problema europenilor va fi dramatică în termen de securitate dacă vor juca altceva decât joacă americani. Asta este temerea mea în acest moment. Vor deveni, hai să zic așa, actori, cum spuneam, actori ca cocoși, care nu pot să joace într-un ring în care sunt doi super grei. Și vor deveni un lac în care vor pescui peste 10 ani americani și chinezii potențial parteneri. Asta este riscul pentru europeni. Iar lipsa, și cu asta mă opresc, lipsa unei conștiințe occidentale ferme, clare, va împieta asupra lor acestei decizii. De asta cred eu că momentul nu este atât de rapid precum rațional
l-am gândit, dacă am plecat de la ipoteza că Occidentul este un actor rațional, unic, cu o singură voință și o singură decizie. Mă tem că lucrurile, din păcate, nu stau așa. Nu stau așa, pentru că această pandemie a arătat, din nefericire pentru un om care chiar este convins că ar fi nevoie, măcar de speranța că o conștiință europeană ar trebui să fie formalizată într-o constituție, într-o formă constituțională, într-o formă federală, pentru ca lucrurile să poată să fie controlate în comun. Pandemia s-a arătat că, dimpotrivă, dispersia a fost atât de rapidă încât în 2-3 săptămâni aproape nu mai puteam vorbi de Uniunea Europeană și de decizie comună. Fiecare a făcut ce a vrut. Fiecare, în momentul ăsta, cu toate apelurile la calm și la solidaritate, cuvântul acesta care îmi place extraordinar de tare, pentru că toți șefii de stat au primit cele 5-6 cuvinte cheie pe care să le rostească în mesaj, je de proprii, și acesta este unul dintre cuvintele cheie. Solidaritate. Exact despre solidaritate n-a fost vorba la nivel european, și primii care au jucat perfect, rupând la nivel de imagine acest text al solidarității, au fost chinezii, când au trimis transporturile alea în Italia, când erau autobuzele din diverse orașe scrise jumătate în chineză, jumătate în italiană, mulțumim marelui popor chinez. Poate imaginile astea nu sunt foarte des difuzate în România. Cred că am să mai dau niște asemenea poze de atunci. Dar astea arătau că solidaritatea europeană, în sensul pe care l-ați menționat, și anume șefii de state și de guvern, cei 27, punându-se la masă și ridicând împreună mâna, da, de mâine noi trecem la un plan comun de delocalizare, măcar a industriilor strategice, măcar a patru dintre industriile strategice, cum ar fi cea de medicamente, cred că nu este posibil. Care este urmarea politică? Pe lângă urmare economică, pe lângă urmare de securitate, urmarea politică la nivelul Uniunii Europene și NATO? Cred că există, dincolo de discursurile publice, vizibile, există acumulări care intră în ceea ce unii ar numi o geopolitică a emoției, a emoționalității, care nu e invenție recentă, este o chestie veche. Tucidide vorbea despre războiul dintre Sparta și Atena în următorii termeni: războiul a devenit inevitabil atunci când actorul care intra în scenă impetuos, Atena, punea în criză poziția hegemonului Sparta, și Sparta a început să se teamă. Deci un element emoțional subiectiv a dus la război. Comparația care se face acum Statele Unite și China, adică China vine pe scenă, iar America se poate teme și asta poate să ducă la un război, se face în acest sens. Asta este ideea capcanei Tucidide care trebuie evitată. Dar e o emoție acum. Ceea ce spuneți dumneavoastră apropo de ajutorul chinez și ajutorul rusesc, dar în special chinez, va deveni și mai relevant dacă italienii, pentru că eu cred că e despre ei vorba în primul rând, nu vor avea conștiința că ajutorul european este mai concret și mai substanțial. E o chestie de emoții. Italia nu este un stat din estul Europei sau din Europa Centrală, nici măcar. E un stat care are orgoliu, e un stat fondator și NATO și al Uniunii Europene, e un stat care nu are niciun complex față de niciun stat din Europa, și un stat la care cetățenii se uită, ca să zic așa, înfuriați. Și ei nu sunt neapărat simpatici, nu au simpatii față de chinezi și față de ruși, dar mă tem că antipatia față de Europa îi va face să exhibe simpatia față de China, dacă am fost bine înțeles. Deci dacă italienii vor primi un soi de satisfacție, cel puțin percepută dacă nu reală, cel puțin vândută dacă nu reală, atunci s-ar putea ca efectele politice să nu fie favorabile, pentru că se acumulează acolo pungi de emoționalitate care la un moment dat vor exploda. Deci, acolo sunt orgolii rănite. Cu cât un stat e mai mare, mai puternic, mai cu conștiința proprie importanță, mai semnificativă, orgoliul, rana este mai profundă.
Sigur, ghinionul de rigoare că nici domnul Salvini nu este, dacă i-ar fi fost la guvernare, era Italia un pic mai liniștită, dar din păcate nu l-a prins guvernarea. Că acum acești lideri politici intră într-un soi de declin, și iar liderii de la guvernare cresc, iertați-mă, sociologii vorbind, astea sunt chestiuni naturale, se întâmplă peste tot. În timpul unei crize de acest gen, guvernul, încrederea în guvern crește aproape natural, instinctiv. Mai ales când sunt crize care nu pot fi, pe căror cauze nu pot fi reperate. Virusul e o chestie din altă lume, ca să zic așa, nu e din lumea politică ca tare. Adică e o chestie pe care nu poți da în judecată și împotriva căreia nu poți să ieși în stradă. Dar în momentul în care ai o problemă de tip economic, poți să ieși în stradă și poți să dai în judecată, ca să zic așa, anumiți vinovați. Și în momentul ăla începe descărcarea asta emoțională. Asta va fi o mare problemă. Și se vor schimba ierarhiile. Nu vor fi ierarhiile de astăzi. Oamenii vor cere deconturi, vor cere capete, vor spune de ce ni se întâmplă asta, de ce ieri nu puteam merge la serviciu din cauza virusului, acum nu putem să mergem la serviciu, că nu mai avem serviciu. Și așa mai departe. Ei, astea vor fi consecințe. În Italia, cifra aceea teribilă nu trebuie luată ca atare, în sensul că peste jumătate italieni vor să iasă din Uniunea Europeană. Dar este clar că acolo o acumulare se produce. Acolo o acumulare de nervozitate se produce. Și lucrul ăsta, politic vorbind, nu va ajuta Uniunea Europeană să devină mai omogenă în ceea ce privește o decizie strategică. Acum se joacă soarta Europei și soarta unor importanți lideri ai Europei. A, că Germania va ieși bine din această criză, că doamna Merkel va ține Germania, ca să zic așa, legământul față de col. Nu vom plăti noi, chiar dacă ne asumăm o datorie unică, nu vom plăti datorierea altora, noi nemții. Uite, riscul. Nu s-o facă pentru că Italia a renunțat la ideea coronabondurilor. Da? Silită s-o facă, altfel nu mai avea niciun ban. Exact. Dar dacă Germania va ieși bine, nu este obligatoriu ca proiectul european să iasă bine. Că aici este, de fapt, provocarea. Și asta grevează asupra unei decizii de securitate, de decizii majore. Pentru că toată această criză, pandemia, criza medicală, generează o criză economică fără precedent. Va genera o criză politică și, în final, totul se va duce spre o criză strategică, pentru că NATO nu este o entitate federală. Este o sumă de state naționale, liderii lor se întâlnesc și au decizii. Nu NATO ia decizii de capul lui. Decizia politică nu o ia NATO. Deci dacă se gripează la nivel politic Uniunea Europeană, se gripează fatal și la nivel NATO. Dacă relația transatlantică se gripează, se gripează și NATO într-un fel sau altul. Deci nu înseamnă că se va desfința NATO, nu înseamnă că nu va funcționa NATO. Pentru că, mă rog, tactic, operațional, poate să funcționeze în continuare. Dacă a decizii strategice majore, poate să apară o problemă. Iar în relația cu China, problema este cea mai complicată. Pentru că China este, într-adevăr, o forță în ascensiune, nu este Rusia. Rusia e exagerată. Comparația cu Rusia, între Rusia și China, este, cum să spun, ridicolă, nici măcar exagerată. China este o forță în ascensiune. Față de cu ea vei rămâne. Ea va fi acolo multă vreme. Ori din această perspectivă, dacă tu nu ai o unitate de decizie, sau mă rog, nu te uiți în același fel la amenințări, atunci problema va fi majoră. Nu sunt optimist, nu în termen de Uniunea Europeană care nu va trece criza economică, probabil că va trece. Dar problema la nivel strategic, la nivelul deciziei strategice, Uniunea Europeană poate să ajungă în situația în care spune operația a reușit, pacientul e mort. Adică poate, trecând criza economică, să rămână un actor irelevant, că asta e problema. Eu ce tot spun este că dacă confruntarea China, iertați-mă, Uniunea Europeană nu are niciun cuvânt de spus. Dacă spirala violenței crește între China și America, Uniunea Europeană nu mai contează. Nici Rusia nu mai contează, dar asta nu e o consolare. Asta este riscul Uniunii Europene, dacă va rămâne sau nu va rămâne un actor strategic semnificativ. Asta este riscul discuției despre modul în care gestionează criza medicală și criza economică. Asta este problema percepției, modul în care se va vinde chestia asta. Asta e problema umilinței premierului Conte în fața televiziunilor germane, în care ruga pe nemți să fie solidari. Deci toate umilințele astea trebuie gestionate foarte atent, pentru că la urmă se duc într-o problemă de securitate, într-o decizie strategică de securitate. Ultima întrebare. Cum credeți că evoluează sentimentul european în pandemia românească?
E o întrebare bună. Nu cred că sunt în acest moment, dacă acum am face o fotografie a momentului, nu cred că ar fi scorul mult schimbat față de cele anterioare. România n-a trecut încă. Noi nu suntem încă, nici măcar într-o pandemie a războiului informațional. El n-a venit încă. Pandemia războiului informațional va veni în vremea crizei economice. Acolo se va juca. Deocamdată noi suntem într-un război informațional, iertați-mă, minor. Că n-a trecut pe la noi. Stați puțin. Care va să vină? Care problema economică? Pentru că eu l-am auzit pe domnul ministru Câțu, pe care eu l-ador personal, care a spus, dimpotrivă, vom ieși din această criză cu mult mai bine decât ne-am închipuit. Afirmație repetată de domnul prim-ministru. Și noi astăzi veniți să-mi spuneți că există perspectiva unei crize economice? Asta mi-aduce aminte de capitalismul este la marginea prăpastiei și noi suntem cu pas înainte. Deci a fost... E adevărat. Și asta e adevărat. Da, deci vom fi cu un pas înainte, dacă vreți, dar ca politic. Sentimentul că va fi greu. Eu cred că a trebuit să ne-l asumăm cu toți responsabili. Pentru că ce va urma? Ce va urma nu va fi ușor deloc. Nu pentru noi, doar pentru noi, că avem noi o... Dar pentru tot ce înseamnă Uniunea Europeană, tot ce înseamnă spațiu occidental, ca să nu mai vorbesc de alte spații care probabil că o să o ducă și mai rău. Deci este evident că o criză economică va veni. Deci bătălia cu instituțiile consacrate, Uniunea Europeană, NATO, relația cu America, ele vor intra în războiul informațional, în propaganda rusească, chinezească, dacă vreți, atunci, pentru că atunci dușmanul va fi palpabil, concret. Adică îi spune, am rămas fără serviciu, nu mai merge, prețurile au crescut, nu mai funcționează, mai știu eu ce nu va funcționa. În momentul acela, sigur că ai o mare problemă. Dom'le, noi suntem dependenți de câteva economii în Uniunea Europeană. Noi suntem dependenți de câteva economii care, dacă nu merg bine, fatal, indiferent ce s-ar întâmpla, de câte ori sar peste cap, tu ești afectat de lucrurile acestea. Deci ideea că noi nu vom trece printr-o criză de genul ăsta este riscantă să o comunici, pentru că nu se știe care e efectul de bumerang. Deci atunci va veni pandemia războiului informațional, împotriva Uniunii Europene, împotriva Occidentului, împotriva. Atunci va fi bătălia pe care și noi o vom avea de dus. Pentru asta, inclusiv pentru această bătălie, va trebui să ne pregătim. A, că nu o să o ducă bine nimeni, da, o să toată lumea bine, ca să zic așa. Adică nimeni nu va duce extraordinar, nimeni nu va duce strălucit. Da, este clar că va urma o competiție pentru cine va ieși din criza economică și cum va ieși din criza economică din această perspectivă. Va fi o competiție pe care Uniunea Europeană și-o va asuma solidar? Mă tem că nu. Va fi o competiție pe care Occidentul și-o va asuma solidar? Mă tem că nu. Va fi o competiție în care va prevala aceeași atitudine față de China? Mă tem că nu. Deci, din această perspectivă, sentimentul meu este că strategic greu de aici începe. Greul abia acum urmează să apară. În perioada complicată economic și securitar va fi momentul în care gestiunea inclusiv a comunicării publice va fi prioritară. Ce se aude acum, ce se citește acum, ce se lansează acum, iertați-mă, sentimentul cuiva care, mă rog, mai lucrează în domeniul ăsta, sentimentul este că e nici măcar un preludiu. Cum vei comunica strategic? Noi am mai spus, lucrurile acestea sunt importante pentru că, vedeți, în România... Nu știu cine este cel care, să fiu foarte, foarte franc, cine îl sună pe președintele României când se declanșează un război informațional împotriva României? Cine se ocupă? La nivel de cyber există o instituție creată, dar la nivelul ăsta, cine, care e instituția care îți construiește gestiunea și comunicarea publică? Nu mi-e clar că avem în România așa ceva. Am stat în 9-11, am stat în Statele Unite și acolo am avut posibilitatea să văd cam cum gândesc ei. Erau chemați directori de televiziuni sau șef de presă, de ziare sau comunicatori publici semnificativi, influenți, și cărora li se spuneau patru cuvinte. Nu li se spuneau conținutul lor, dar se sugera să le dezbată. Și era un soi de unitate la nivel de comunicare publică, nu neapărat coerență, că nu le distau în același fel, dar era un soi de unitate, de mesaj,
de comunicare care făcea bine, dacă vreți, Americii în perioada respectivă de criză. Ori noi pentru așa ceva trebuie să ne pregătim în acest moment. Va spune că și Europa trebuie să o facă. Dar e o iluzie să creadă cineva că Europa poate să facă un asemenea gest. România ar trebui să facă asta. Comunicarea de aici înainte va fi esențială, pentru că nu va atinge doar dimensiunea medicală. Va atinge până la urmă dimensiunea strategică. Din păcate, părerea mea personală, am rămas la nivelul comunicării cu niște analiști, să spun, blocați în plin război rece. Ideile acelea, ori tu, ori eu, ori mama mea, ori mama ta. Moartea vine în alb și negru. Ceea ce ne face să ratăm faptul că aceste teme fundamentale sunt ținute în viață de niște echipe enorme de profesioniști care evoluează odată cu interesele naționale ale țărilor din care ei fac parte sau alianțelor din care fac parte. Nu mai există nici comunicare pur și simplu, cum nu există nici alianțe pur și simplu. Este un război informațional de mare finețe, de mare profesionalism, care sunt de acord cu dumneavoastră de-abia începe, dar eu rămân în continuare cu fixația mea, și anume că mesajele privind viitorul economiei românești, cele date de sursele guvernamentale, trebuie ascultate cu mare atenție și, doamnelor și domnilor, dat fiindcă am ajuns la încheierea acestei emisiuni, vă rog să vă gândiți în weekend cu plăcere la perspectivele pe care vă spuneam că le-a anunțat ministrul nostru de finanțe și domnul prim-ministru, ca să vă însenineze și sufletul și mintea odată cu vremea de afară. Acum, sigur, din păcate, lucrurile nu stau chiar așa. Pentru că, așa cum Europa nu poate, s-a dovedit că nu poate să trăiască singură și că este dependentă de greșelile de viziune pe care europenii și le-au făcut. Deci n-a venit nimeni să spună nici la Bruxelles, nici în capitale, faceți așa sau altfel, deschideți uzine și mutați companii întregi, imense, în China, pentru că sunt salarii mai mici, găsiți o forță de muncă educată, ascultătoare și se discută cu un singur om, liderul de partid, deci este foarte ușor pentru a se lua orice hotărâre administrativă. Riscurile se văd acum. Au trebuit să treacă 15-20 de ani, chiar 25 de ani de când mutația aceasta în China se tot produce. Și acum se văd costurile. Se văd costurile atunci când ai vrea să te rupi. Cum se poate stărui? Vom mai vedea. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, domnule Dumbraciu, și sper să ne putem întâlni să vorbim despre aceste dependențe, bucată cu bucată, sector. Pe sector am primit niște analize în care, sigur că mă nebunește ideea dependenței pe zona de medicamente, care e tragic. În cazul Europei este tragic. Dar și asta dependenței de China și de India, cele două zone uriașe de proveniență a tot ceea ce găsim noi în farmacii sub formă de medicamente chimice. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Dacă aș mai avea puțin timp, uite, mai un minut, vreau să vă întreb, ce ziceți de această declarație a președintelui Trump cu privitoare la înălbitor, la dezinfectant, ca soluție pentru pandemie sau a instalațiilor cu ultraviolete, pentru că s-a declanșat un asemenea război informațional în Statele Unite, cum rar am văzut. Și sunt implicați de la foști secretari de stat până la șef de unități medicale, oameni de presă de cele mai diverse culori. De ce a spus asta? Una dintre consecințele acestei crize este și revenirea, ca să zic așa, experților sau expertizei.
se manifesta o criză profundă a experților și a expertizei. Au publicat și cărți, texte importante despre asta, dar cu ocazia crizei s-a constatat că totuși știința trebuie băgată în seamă. Însă știința nu este ceea ce se credea la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, adică are un răspuns clar, ferm, la orice și oricum. Știința, din păcate, în acest moment are mai degrabă sau lucrează mai degrabă cu o serie de ipoteze. De fapt, războiul informațional și toată confruntarea aceasta se bazează pe ideea că în momentul ăsta știința nu are un răspuns precis. Că e bine, că e rău, așa lucrează știința. Problema comunicării e complicată tocmai pentru că fiecare se revendică de la faptul că știința spune asta. Doctorul X spune asta. Clinica Y din America sau din Marea Britanie sau din Germania spune asta. Și din punctul acesta de vedere, complicația e și mai mare pentru că, în realitate, un șef de stat sau șefii politici nu prea pot să ia la rost că n-au poziția necesară sau, mă rog, n-au calitatea necesară pe cei din zona științifică care emit păreri. Și atunci, sigur că în momentul în care n-ai un punct de vedere acreditat, cine comunică până la urmă populației? Omul politic? În cazul acesta a comunicat domnul președinte Trump. Omul politic, omul de știință. Care om de știință? Omul de știință acreditat politic, adică ăla care stă lângă președinte și așa mai departe. Deci din punctul ăsta de vedere e foarte greu. Probabil că avem nevoie de un an sau doi ca să vedem cine a avut dreptate în toată chestiunea asta. Mie, ca om care nu am legătură nemijlocită cu asta, nu mi-e foarte clar, nu vorbesc aici de speța aceasta, dar nu mi-e foarte clar cine a avut dreptate sau care au fost măsurile cele mai bune. Nu știu în momentul ăsta științific care om de știință este mai științific decât celălalt. Dar asta e condiția pe care trebuie să ne asumăm. N-avem alta. Știința nu este un canon, nu este o deschis știința la pagina 7 și spune ce se întâmplă. Știința este și ea o încercare, o tatonare, sigur, care are, te duce într-o zonă mai de exactitate și de acuratețe, dar încă nu suntem acolo. Și atunci e posibil să se întâmple și ceea ce a spus dumneavoastră, adică să se întâmple ceea ce este acum în America. În America însă, aș mai adăuga aici o singură nuanță. Niciodată America nu a fost într-o situație atât de complicată precum este astăzi. America, dacă mă întrebați pe mine, este imposibil pentru America, nu mai spun pentru lumea occidentală, să aibă de multe ori o singură viziune sau o strategie, știți cum se numea pe vremuri, marea strategie. Pentru că marile strategii, marile viziuni trebuie să se bazeze pe un consens minimal la nivelul, ca să zic așa, zonei de decizie, care e suprapartinic. Ori în America, în momentul ăsta, nu poți să iei o decizie care să fii convins că va ține mai mult de un mandat politic. Asta e marea criză din Statele Unite și care se reflectă și din punctul ăsta de vedere. Orice lucru spune Trump este amplificat negativ, cu o intensitate de câteva ori mai mare decât mesajul în sine. Și din această perspectivă, America este într-o situație, mă rog, România, din păcate, păstrând proporțiile, a ajuns la un moment dat în criza aceasta, dar în America lucrurile sunt și mai complexe. Și nu mi-e foarte limpede cum va trece America peste acest hop. Peste acest hop care o face, cum se spune, să-și blocheze o strategie mare pe termen lung. Cu siguranță că da, și această nevoie de consens, dar consens real la nivelul luării de decizie, s-ar putea să fie problema care poate prelungi existența Uniunii Europene, pentru că până la urmă asta trebuie să ne intereseze pe noi, sau poate să reducă totul la dimensiunea hotărârilor naționale, deci să ne repună în mozaicul acela de state imediat după cel de-al doilea război mondial. Și asta ar termina toate speranțele. Am rămâne să ne batem, să ne înjurăm cum știm dintr-o tradiție lungă, seculară, cu vecinii, cu prietenii, cu dușmanii, schimbându-i pe toți într-un amestec vertiginos de relații, coaliții, alianțe și așa mai departe. Să sperăm că va exista totuși un consens transatlantic. Greu,
Dar s-ar putea ca această pandemie să aibă și versiunea pozitivă a lucrurilor, să provoace un asemenea șoc, încât factorii reali de putere se simtă că, în ciuda sentimentelor lor personale câteodată, e nevoie de o punere împreună a puterii pe care o reprezintă acest spațiu al Occidentului. Dacă nu, și de asta se alege praf. Vă mulțumesc, excelență, pentru discuția de azi. Poate ne mai întâlnim. Sper că ne mai întâlnim și după ce se relaxează situația. Nu s-a zis dacă ne putem întâlni și în studio. Eu sper că da și să revenim la normalitatea relațiilor interumane. Vă mulțumesc. La revedere.